Bobița și Buburuza, prieteni sunt de când se știu. Merg și prin pădure, merg și pe câmpii, vesel sunt. Bobița și Buburuza, apare soarele pe cer. Peste munți și peste văi, ei trec mereu, tot râzând. Bobița și Buburuza, prieteni sunt de când se știu. Aventură pe mare. Bobiță, băiatul Melc, și Buburuză, fetița mămăruță, au găsit într-o zi de vară o carte de povești frumoasă și colorată, cu imagini minunate despre mare. Erau imagini colorate despre pești, raci, scoici și despre un animal ciudat pe care Bobiță nu l-a văzut până atunci. Se cheamă caracatiță, dar eu n-am mai văzut așa ceva. Ce-ar fi să ne ducem pe mare? Întrebă însuflețit micul Melc. Păi, Bobiță, nici nu știm încotro să pornim. Să întrebăm Bufnița, ea știe tot. Dragă Bufniță, ea spune cum putem ajunge la mare. Construiți o barcă mică și puneți-o pe pârâu. Cursul pârâului vă va duce până la râu, iar râul vă duce la mare. Bobiță și Buburuză i-au mulțumit pentru sfat și s-au apucat de treabă. La construirea bărcii au ajutat și cei trei pui de Bufniță. Cei doi prieteni s-au urcat în barcă. Valurile au luat pe sus bărcuța cu pânze și aceasta parcă zbura spre mare. Ura! Strigă Bobiță. Direcția spre mare! Vântul mâna bărcuța cu viteză pe micul pârâu, apoi pe râu în jos. În scurt timp, la orizont a apărut imensitatea albastră a mării. Am ajuns! Strigă Bobiță. A tras barca la mal și a ancorat-o de un palmier. Vino, Buburuză, să înotăm spre adâncul mării, spuse Bobiță. Și abia atunci au fost surprinși cu adevărat. La un moment dat au observat un rac. Au înotat alături de el spre suprafața apei. Spune-ne, știi cumva unde am putea întâlni o caracatiță adevărată? Zise Buburuză. Veniți, prindeți-vă de cleștii mei. Vă arăt insulița unde obișnuiește să stea caracatița. Racul îi lăsă pe cei doi prieteni pe mal și dispăru între valuri. Bobiță și Buburuză au sărit speriați după o stâncă. Caracatița era mai mare decât crezuseră și s-au speriat de ea. Atunci caracatiței i-a venit o idee. A adunat pietre cu cele 8 brațe ale ei și a început să jongleze cu ele. Bobiță și Buburuză s-au mai liniștit. Mica mămăruță și băiatul Melc au îndrăznit încet încet să iasă de după stâncă. Veniți, le-a spus caracatița, am să vă arăt cele mai frumoase pietre de pe insulă. Bobiță, Buburuză și caracatița s-au împrietenit. Timpul a trecut repede cât au stat pe mica insulă. E timpul să plecăm, a spus Buburuză. La revedere, dragă caracatiță, ne bucurăm că te-am întâlnit. Drum bun, a răspuns caracatița și le-a înmânat câte o pietricică lucioasă celor doi prieteni. Bobiță și Buburuză s-au îmbarcat și au încercat să vâslească în susul apei, dar n-au reușit. Bobiță, nu putem merge împotriva cursului apei, trebuie să coborâm din barcă, a spus Buburuză înspăimântată. Vezi, Bobiță, ți-am spus să nu ne aventurăm la un drum atât de lung, zise mămăruța plină de sine. Ai dreptate. Dintr-o dată, piatra se mișcă. De ce ești trist, micule Melc? Întrebă piatra. Bobiță râdea căci piatra nu era altcineva decât o broască țestoasă. Prietenii mei, peștii curcubeu, acum pornesc la un drum lung. Ei înoată pe râu în sus până la izvor. Vă vor duce și pe voi cu plăcere. Bobiță și Buburuză și-au luat rămas bun de la țestoasă și s-au așezat pe spatele peștelui conducător. În scurt timp, peștișorii s-au aliniat și-au pornit în direcția pârâului. Până când soarele a apus, au și ajuns la căsuța cu picățele. Bobiță și Buburuză au mulțumit pentru ajutorul primit și și-au luat rămas bun de la pești. Totul e bine când se termină cu bine, zise Bobiță foarte plin de sine.
Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se concurs știu. De gimnastică. Bobiță, Buburuză, Fulgușor și Baltazar stăteau pe marginea lacului și aruncau cu pietre. Bobiță a nimerit de mai multe ori bușteanul care plutea pe apă, iar ceilalți îl aplaudau cu bucurie. Veniți repede pe câmp! Azi începe concursul de gimnastică! A sosit în fugă Wendel cu vestea. Ceilalți se adunaseră deja pe câmp. Gâzele s-au îmbrăcat în costume de gimnastică și a început prima probă, alergarea. Toată lumea fugea cât putea de repede. Distanța ce trebuia parcursă era de 3 ture în jurul câmpului. Protestez, Dima a trișat, a tăiat colțul! A strigat săltăreața. Nu-i voie să trișez, a spus Alfons dojenitor. Repetăm concursul, dar nimeni să nu trișeze. Wendel a alergat cel mai repede. După el a ajuns săltărețul. Pe locul 3 la linia de sosire era Baltazar. Bobiță a ajuns ultimul. Baltazar și Dima șușoteau în spatele lui. Melcul e lent! Nu vă bateți joc de el, e urât! A spus supărată Buburuză. Acum urmează săritura în înălțime. Câștigător va fi cel care rupe mărul de pe cea mai înaltă creangă, a spus Alfons. Gâzele își dădeau avânt și încercau să sară cât mai sus. Mărul cel mai de sus a fost rupt de săltăreț, următorul de Fulgușor, iar al treilea de Dima, gândacul cartofului. Bobița a sărit degeaba, n-a ajuns nici la mărul cel mai apropiat. Nu reușesc, nimic nu-mi reușește mie, se supără el. Lasă, Bobiță, vei reuși să faci tumbe, nu fi supărat, a spus Lili, gâza trandafirului. Dar Bobiță n-a îndrăznit să participe la concursul de tumbe. I-a fost teamă că-și sparge căsuța de melc. Concurenții au pornit și au făcut tumbe de la un capăt la altul al câmpului. Cea care a câștigat însă a fost Buburuză. Acum urmează zborul, a spus Alfons. Cine ajunge mai repede în vârful bradului și aduce primul con, acela câștigă. Gâzele au pornit de îndată. Fulgușor, Baltazar, Buburuză și Adiere au concurat pentru con. Fulgușor a fost cea mai iute. Ea a ajuns cel mai repede în vârful bradului. Eu nu știu nici să zbor, se supără băiatul melc. Nu fi supărat, Bobiță, acum urmează săritul coardei. Cine sare mai mult într-un minut, acela va câștiga. Cei patru concurenți au început să sară coarda, dar piciorul lui Bobiță s-a agățat de coardă și s-a lovit foarte tare. Ceilalți se uitau la el cu adevărat îngrijorați. Eu nu mai vreau să concurez, nu-mi reușește nimic, mă duc acasă, a spus necăjit Bobiță și a pornit spre casă. Trebuie să facem ceva, trebuie să-l înveselim cumva pe Bobiță, a spus Buburuză. Da, să inventăm o probă la care Bobiță este priceput, a spus Lili. Eu știu, a strigat Fulgușor, aruncarea la țintă. Da, e o idee bună, căci doar Bobiță nimerește bușteanul din lac, a aprobat Baltazar. Prietenii au construit 5 grămezi. Prima din mere, a doua din castane, a treia din conuri, a patra din alune, iar a cincea din pere. Până la urmă, Buburuză l-a convins pe Bobiță să participe și el. Acum începe aruncarea la țintă! Vrei să participi și tu? A întrebat Lili. Ura! Aruncarea la țintă! Sigur, particip și eu! Toți au participat la concurs, dar cel mai priceput a fost Bobiță. El singur a dărâmat toate cele 5 grămezi. Vezi, Bobiță, la alergare eu sunt cel mai bun. La sărituri săltăreț, la zbor Fulgușor, la tumbe Buburuză, la coardă Lili, iar la aruncarea la țintă tu ești cel mai priceput. Fiecare este bun la ceva, a spus Wendel. Bobiță a primit o castană strălucitoare pe care Alfons a gravat aruncare la țintă, locul întâi. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Teatrul de păpuși. Într-o zi de vară, Bobiță, băiatul melc, a bătut agitat la ușa Buburuzei. Azi va fi spectacolul cu păpuși. Hai să ne grăbim, să le spunem lui Dima și lui Fulgușor.
Bobița și Buburuză au bătut mai întâi la ușa fetiței fluturaș. Bulgușor, trezește-te, repede! Azi va fi spectacolul mușițelor. Vor juca albă ca zăpada. Apoi s-a oprit în fața casei gândacului de cartofi. Dima, alo, hai pe câmpie, la spectacolul cu păpuși! Dar Dima n-a deschis ușa. Dima, întârziem, grăbește-te! A strigat neliniștit Bobiță, dar n-a primit niciun răspuns. Fulgușor timidă a apăsat clanța și s-a uitat înăuntru. Gândacul cartofului stătea în pat. Dima, îmbracă-te repede, trebuie să pornim! Eu nu mă duc, burta mi-e plină de bubițe. Ceva m-a înțepat în timpul nopții. Simt o mâncărime intensă, a scâncit Dima. Ia să-ți văd înțepăturile, a spus Buburuză. Nu sunt înțepături, e varicelă, constată fetița mămăruță. Nu te speria, și eu am avut varicelă, aveam mii de bubițe. Mă duc să-l chem pe doctorul Bufniță, zise Buburuză. El îți va spune ce ai de făcut. În curând sosi doctorul Bufniță. Îl examină temeinic pe Dima. Într-adevăr ai varicelă, e o boală contagioasă. Nu te poți duce la teatrul de păpuși, Dima. Contagioasă? Bobița, Buburuză și Fulgușor vor avea și ei varicelă? Nu, varicela se ia doar o dată în viață. Ei au trecut deja prin asta anul trecut. Cel mai important e să nu scarpini bubițele. Va mai fi spectacolul cu păpuși și altă dată, îl consolă Bobiță. Nu fi trist, te vei face bine repede, zâmbi Buburuză. Micii prieteni și-au luat rămas bun de la Dima și-au pornit spre teatrul de păpuși. Pe câmpie, scena era deja ridicată. Trupa de păpușari era formată din 5 mușițe. Curând cortina s-a deschis și a început spectacolul. Prietenii noștri au urmărit spectacolul în liniște, iar la final i-au aplaudat pe păpușari. Apoi mușițele le-au dat voie locuitorilor pădurii să se uite la păpuși și să le ia în mână. Păcat că Dima n-a putut să vină cu noi, spuse Buburuză tristă în drum spre casă. I-ar fi plăcut foarte mult. Și ce-ar fi dacă i-am prezentat spectacolul chiar noi? Zise deodată Buburuză. E o idee minunată, Buburuză, spuse Fulgușor. Cei 3 prieteni s-au apucat de treabă în casa pestriță. Fulgușor desena piticii, Buburuză pe albă ca zăpada și pe prinț, iar Bobiță pe mama vitregă. Decupau desenele și le lipeau pe bețe. Când au terminat, s-au furișat până la fereastra lui Dima și au bătut în geam. Gândacul cartofului curios a deschis fereastra. Începe spectacolul! A strigat Bobiță vesel și a început povestea. Mulțumesc, le-a spus Dima. Sunteți prieteni buni. Peste 10 zile, doctorul Bufniță a venit iar, dar deja bubițele lui Dima dispăruseră.